Continuă amânările în dosarul fostului primar de Orhei și deputat în Parlamentul de la Chișinău, Ilan Șor, iar ultima, care urma să aibă loc ieri la Curtea de Apel Cahul, nu a mai avut loc, dat fiind faptul că a expirat programul de lucru al instituției. Astfel, ședința de judecată a fost amânată pentru 21 decembrie. Amintim că, reținut în mai 2015, Ilan Șor a fost condamnat în 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru excrocherie și spălare de bani, dar instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Văzut ultima dată în spațiul public pe 12 iulie 2019, Ilan Șor, care în prezent s-ar afla în Israel, pledează în continuare nevinovat.